Astăzi l-am provocat pe prietenul meu Diti la un concurs de construit, dar am instalat un mod și atunci când desenez, fiecare chestie iese și se face într-o construcție. Așa că rămâneți până la final să vedeți ce desene nebune avem. Turnul Eiffel, Pikachu, mașină, fluture, casă, castel, ceas, diamant și femeie războinică. Wow, 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 wow. Diti! Salută-i pe oamenii de pe episod pentru că nu i-ai salutat până acum. Asta zic, oameni buni, vreau să rupeți acolo butonul de like și butonul de subscribe dacă vă place de Sami și de Titi. Ideea este că Titi mi-a zis mie că eu nu știu să construiesc și eu mai vorbeam cu el că el nu are microfon. Și eu vorbeam cu el acolo prin scris și am zis, ok, este timpul să facem un concurs de construit, să vedem cine construiește cel mai bine. Este The Sami, alege primul, bine, bun, hai să vedem care este, ba da, e corect, cum adică? Deci, hai să vedem, prima chestie care ne pică la construit este, bum, mașină. O să construim o mașină, Titi, uită-te acolo. Ea este următoarea, că eu acum... Ce avem aici? Noi practic ne-am băgat un mod din ăsta și noi ce facem? Este practic trebuie să desenem o mașină. Și fiți atenți ce mașină am eu în cap. Zap, 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 aici are spoiler deasupra. Zap cu o dungă albastră. Așa, așa. Și nu se văd farurile, dar farurile sunt roșii în spate. Astea, jap, jap, jap. Și el are un spoiler aici, deci mașina are un spoiler aici deasupra, așa frumos. Și aici are parbrizul în față, jap frumos așa. Și noi când dăm sign, deci arată așa și... Bă, vezi că... A apărut! Wow! Ia vedeți aici, GTR Skyline! Nissanul ăsta, holy, cum arată. Începem cu a ta prima oară, da? Să vedem care este construcția ta. M-am descurcat super bine, te-am cocoșat? Asta zici tu? Bine, hai să vedem, hai să intrăm prima oară aici. După tine, mă, Titi, să-mi faci să-mi faci prezentarea mașinii. Bă, ce-i asta? Îți prezint mașină tunată? Wow! Bine, mă, Titele! Bă, da, ești... Mamă, da, ești prea și arată super. Păi și dacă tu vrei să o conduci, tu ai volan cum să o conduci? Da, ai volan. A, ok. Bă, fii atent. Dau din picioare. A, tu ești în Fred și Flintstone. Am înțeles. Da, arată bine. Bun, eu îți dau nota... nota 4 îți dau pentru mașina asta, sincer. Nota 4 e perfectă. Hai să vezi și mașina mea. Bă, asta e nota mea pe care ți-am dat-o eu. Aia e, n-am ce să fac. Hai să vedem, vină pe aici. După tine, Titi. Și ce părere ai, Titi, de mașina asta pe care am făcut-o? Cum? Da, asta este un Nissan GTR Skyline. Care e absolut perfect. Vino să vezi din față cum arată mașina asta. Poți să-ți dai și spectator. În 5 minute am făcut-o. Deci în 5 minute am făcut mașina asta. Ba da, am făcut-o în 5 minute. Cum adică îmi zici tu mie că n-am făcut-o în 5 minute? Asta e mașina făcută în 5 minute. Bă, tu trișezi? Nu trișezi, n-auzi că nu trișezi. Ăla roz e un tub de nos. Știi? Că să meargă mașina mai repede, știi ce zic? Ia, ce ți-a picat? Ceas? Cum a picat ceas? Ceas a picat, lol, ok, bun, perfect. Hai să-i dăm bătaie, Titi, avem 5 minute, am pus făcut 4, 5 minute din momentul ăsta, ok? Fiți atenți ce vreau să fac, vreau să fac următoarea chestie. Vreau să fac un ceas digital în partea asta, ceva de genul ăsta, o să înțelegeți imediat. Și vreau să fie un ceas bazat pe redstone, deci vreau să fie un ceas axat pe redstone, unde să fie așa. 0, ok, nu prea arată 0 ăla, 0, 0, 0, 2 puncte, 0. Și practic ăsta să fie un ceas digital funcțional în Minecraft, care ce face? El îmi cronometrează mie secundele. Și ceasul trebuie să-l luăm de aici, jap, îl punem lângă ăsta. Să nu se vadă. Și ceasul ar trebui să fie... Da, mă, uite-l! Uite ceasul!
Uite sistemul de redstone în spate. Bun, n-o să-l facem, n-o să-i dăm drumul, pentru că îi dăm drumul când vine Titi ca să vadă și el. Hai să-ți arăt aici mare ceas. Wow, ce ceas frumos ai făcut, mă, Titi. Bă, dar ai stat cam mult pentru... Stai puțin, stai să te ajut. Poți să te ajut? Uite, facem așa aici ca să se vadă mai bine. Uite, punem ăsta așa. Ăsta e ceas de la de pus la mână. Cred că arată bine, sincer. Chiar arată bine rău. Bun, arată excepțional. Hai cu mine să-ți arăt ce am făcut. Matrix! Nu e, mă, Matrix! Ce ai? Cum să fie Matrix? Fii atent. Ca să pornim aici ăsta, e un ceas ăsta. Îți place cum arată? Nu e la fel de frumos ca al tău, dar ăsta are o funcționalitate. Vreau să fii aici, Titi, și să dai de lever-ul ăla. Să vezi ce face ceasul ăla. Dă-i. Ia vezi. Ia vezi. Ia uite. 1, 2, 3, 4, 5 și până ajungem la 10, toată lumea cocoșează butonul de like și subscribe. Ce zici, mă, Titi? Îți place ce am făcut aici? Ia zi repede, îți place? Ce părere ai tu? N-are cumpa? Da, uite-te, e un ceas funcțional în Minecraft. Ăsta e un ceas funcțional în Minecraft aici ce am făcut. Uite, scrie în engleză aici. Trișezi? Păi, nu, hai să-ți explic eu. In case of gap, vlog plus... Bă, hai să-ți explic eu, Titi, vină încoace puțin. Eu când fac în Redstone și în Dalea, creierul meu funcționează în engleză, știi? Îți dai nota 5. Ah, ok, bine. Hai să mergem să extragem repede celălalt. Hai, extragerea în 3, 2, 1... Bam! Diamant! Diamant pentru tine! Mom, cum poate atât de la diamante? Bun, perfect. Hai să-i dăm bătaie, diamant rapid, în acest moment trebuie să-i dăm 3, 2, 1, 5 minute, au pornit de acum. Vreau să vă explic puțin cam ce încerc eu să fac. Deci, avem așa un bloc de diamant în partea asta, unde o să fie plin de... Ăsta e un diamond ore, ok? Ce avem noi aici așa în partea asta. Jap, 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 jap. Numai că el o să fie puțin spart în partea asta de un pickaxe. Fiți atenți, o să fie un pickaxe în partea asta exact așa și îl sparge. Hopa, stai că nu arată chiar așa bine. Uite, așa trebuie să fie. Jap, 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 jap. Perfect. Arată absolut genial. Și ăsta, asta este practic proba mea la diamant. Diamant by Zasami. Let's go. Mamă, stai să scăpăm de ăsta de aici, că nu e prea bine ce se întâmplă. Scoatem ăsta, îl luăm așa și îl punem aici lângă astea. Bă, uite, ai terminat și tu mai repede, eu sunt la mijloc deja. Hai că vin direct la tine să-l văd, rămâi acolo. Ia, mamă, ce diamant frumos, ia uite-l aici. Așa arată diamantul. Bă, n-arată rău, sincer. Îți dau nota 10 pe acest diamant. Chiar arată bine diamantul ăsta, sincer. Chiar îmi place cum arată. L-ai făcut foarte frumos, Titi. Se vede că ești expert în diamante, sincer. Ești pregătit să vezi ce am făcut eu? Hai, vino cu mine. Asta am făcut eu. Eu am făcut... am încercat să merg pe o chestie puțin mai diferită și am mers pe un bloc de un diamond ore care este minat. Cum adică să trișez? Nu e adevărat. N-am trișat. Nu? În 5 minute? Ba da! Bă, da, ăsta e chiar ușor, ăsta l-am făcut nu în 5 minute, l-am făcut în 30 de secunde ăsta. Nu pot să cred că e dat 7 la un diamant. Bă, cum îi dai 7 la ceva pe care tu iubești așa mult? A, da, eu extrag. Bum! Trebuie să facem o casă! Titi, 5 minute încep chiar acum! Dă-i repede, bă, tăi! Facem așa, deci casa pe care noi o facem trebuie să fie ceva de genul acesta. Trebuie să fie un fel de tavernă, mă gândesc, care să fie ceva așa. Bum, cu mult maron partea asta... Vine așa ceva de genul ăsta, jap. O să aibă o intrare aici, jap, și aici în spate o să vină ca o extensie din aia mare rău de tot, așa, jap. Și aici o să fie iară totul maro. Ăsta e acoperișul de aici deasupra, dacă nu v-ați prins, dar asta e foarte interesantă, sincer, ce iese aici. Jap, trebuie să terminăm acoperișul că nu o să iasă bine. Punem așa aici rap ăsta și îi dăm sign și avem casă. Sign and close și spargem ăsta și acum ar trebui să fie... Bă, exact, arată... Bă, na... Bă, nu s-a făcut ușa cum trebuie. Bă, nu s-a făcut ușa cum trebuie. Bă, Titi, cât mai avem? Titi, 2 minute? Ia să vedem ce ai făcut. Acum am venit lângă tine. Wow, Titi Junior!
O, arată bine, mă, casa. Mamă! Mamă, ce... Bă, vezi că asta este o, cumva o casă de village? Deci 5 milioane de euro costă casa asta? Titi senior cu Titi junior e acum. E perfect. Îmi place cum arată casa, sincer. Chiar arată bine. Îți dau... E adoptat? Foarte bine, mă bucur că ai adoptat, domnule Titi. Dar fii atent, hai să facem așa. Eu îți dau pentru casa asta nota 8, dar mai scadem 2 puncte, deci ajungem la nota 6, pentru că e o casă copiată dintr-un village. Deci nu mă mai interesează, e o casă copiată dintr-un village. Fii mai creativ, Titi. Hai cu mine, hai cu mine să-ți arăt casa, vino repede. Ce, bă, cocioaba asta? Bă! Wow, au picat astea de pe jos! Bă, uite-te și tu că m-ai închinuit atât de mult să pun astea pe aici pe jos. Asta e copiată. Bă, nu pune TNT-uri! Bă, tu-ți bagi joc? Hai, du-te, du-te, du-te. Bă, nu mi-a bubuit, bă! Wow, ce ciudos e Titi, bă. Hai, extrage repede. Dă-i. Turnul Eiffel, repede. 5 minute, încep în acest moment. Turnul Eiffel din Paris, din Franța, știi, ăla mare, turnul. Da, turnul, dă-i bătaie, hai. Facem așa. Bă, știm cum e turnul Eiffel, e cea mai ușoară chestie, am și fost la turnul Eiffel. E ceva de genul ăsta, o chestie de-asta în partea asta. Bun, mamă, ză Samuel Pictores. Stai puțin să facem așa și cu niște verdeață pe jos pe aici, că e frumos la turnul Eiffel. Bun, frumos așa. Și aici trebuie să mergem cu încă un rând așa mai sus și să facem niște puncte de susținere. Și aici, opa, opa, turnul Eiffel și ar trebui să... Bum! Mamă, Paris, El François, de la Baguette, very frumos acest turnul Eiffel în... Chiar arată bine, sincer. Chiar arată bine rău! Uai, leu, mă face să mă simt mai franțuz puțin. Când am fost în Franța cu Andresita, ne-am urcat până acolo sus de tot. Și o mic... Uite, exact aici eram așa. Și în Franța, ca să-ți pui telefonul, era o gaură așa în pământ, jap, și îți puneai telefonul ca să faci poză în jos. Și gen, cam așa se auzea. Da, hai să vedem turnul Eiffel. Bă, ce-i chipă cărea asta? Ce părcărea asta, Titi? Turnul Eiffel? Fii atent, dacă știi cum se scrie turnul Eiffel, eu îți dau nota 10. Eiffel, da, îți dau nota 3. Ce aici? Ai făcut pușcărie sus? Ce ai făcut aici? E cușcă, e cocioabă, ce e în partea asta? Uită-te și tu. Gata, acum arată mult mai bine. Mă, cum adică rachetă? Bă, acesta este turnul Eiffel în Minecraft. Ba da! Uite-te ce frumos e aici, vii jos, mănânci o baghetă, stai pe scaun, jap frumos. Știi ce zic? Uite, mă pun să și dorm. Uite, vin aici lângă mine, vin lângă mine să vezi cum dorm sub turnul Eiffel. Ia uite cum stau, stau pe spate. Fântână, da, e fântână aici, vii și arunci, fii atent ce faci. Vii așa și arunci un diamant și îți pui o dorință. Aia a fost dorința ta? Asta a fost dorința ta, nu? Trebuie să construiești un fluture, Țiții. Țiții. Bă, azi construiesc numai cu chestii gri, sincer, nu știu de ce. Îi dăm așa și facem aici niște dalea. Aici trebuie să fie două antene. O să înțelegeți voi imediat ce se întâmplă. Și vine așa un dăsta. Asta e fluture, v-am zis. Și în mijloc, ce vreau să fac? Vreau să adaug toate culorile posibile. Să fie un fel de steampunkish, așa gen. Asta, înțelegeți voi că asta e fluture, dar uite așa. Jap. Și unde e, bă? Wow! Uai, leu! Wow! Mamă, gata? Bine, vezi că vin la tine și... Mă, stai țânțar! Ăsta e un țânțar ce ai făcut tu aici! Uite-te și tu care trompă!
uite-te și tu, că mai trebuie puțin să-i pui niște... Uite, așa-i pui. Și aici jos de tot. Gata, e un țânțar. E țânțar certificat ăsta. Vino cu mine, vino cu mine, vino cu mine, vino cu mine. Hai pe aici. Notă. Nota 8. Nota 8 pentru țânțar. Uite, acolo e țânțarul meu. Ăsta e țânțarul meu, Titi. Ce părere ai? Ăsta e fluture. Ăsta e un fluture real ce vezi aici. Fluture adevărat. Uită-te și tu. Ăsta e bondar? Hai că e bon. Bă, cum să fie bondar? Nu vezi și tu că e cu d-asta? Ce e libelula asta? De ce are ac ca albina în spate? Mă, n-are ac. Nu, fii atentă. Gen, fluturii au nevoie de polen. Deci vreau să-mi dai notă la el. Dăm notă neapărat la fluture. 6. Cum poți să dai nota 6 la așa ceva? Aripi detaliate, frumos are, cu culori vibrante. Uite-te și tu, are robinet? Are robinet la cap, la ăsta, pentru polen și pe picioare, da. Femeie războinică! Bă, cine a pus asta aici? Femeie războinică? What? Tu ai pus-o? Înseamnă că tu o să ai un avantaj la asta, sincer. Bun, am făcut asta și acum trebuie să facem partea albă, pentru că noi avem o războinică așa, îmbrăcată în alb, cu rochie din aia mare rău de tot, cu păr blond în partea asta așa, și trebuie să țină o sabie care e legată la ochi, jap frumos, jap, și trebuie să o facem în continuare pe toată așa. Uite, așa pe aici. Pe aici, jap, îi dăm sign și să fie femeie războinică. Nu, că nu s-a făcut bine și pare că are ochelari. Și după aia, în loc să aibă bandană la ochi, pare că are ochelari. Femeie războinică. Femeie războinică. Sign and close. Bun, scoatem și ăsta. Aruncăm ăsta. No, nu văd unde e. Unde e, mă? Așa, da. Mamă, dar ce-a făcut? O, cât e de bine. Mamă. Mamă, când vede Titi nebunește, sincer. Ia uitați-vă și voi. Așa, da, bă, tată. Ce ai făcut aici? Războinică. Wow, bă, vezi că n-arată rău. Bă, de ce are buzele albastre? De ce are buzele albastre, mă, Titi? E războinică, știi ce bine luptă? Da, îmi imaginez. A mâncat lapis, lazuli? Da, uite cu ce trage aici. Văd că arată bine, rău, sincer. Ok, cu spear. Uite așa, că așa arată inima. Arată frumos. Arată bine, mă, Titi, bă. Bă, chiar te-ai întrecut pe tine, sincer. Chiar n-am ce să zic. Pentru ce ai făcut aici, meriți o nota nouă. Că îmi place cum arată, îmi place cum ai făcut ochii, îmi place cum ai făcut părul. Bă, ce, mumia asta? Bă, eu cred că trolezi. Eu cred că trolezi, Titi. Arată bine? Crezi că e mai bine decât a ta? Nu! Păi cum, nu e mai bine decât a ta? Uite-te și tu că eu toate chestiile le-am făcut. Are buzele maro? Nu sunt maro, sunt roșii. Fii atent, mă, Titi. O chestie pe care tu probabil nu o știi este că ea este dintr-un anime, dintr-un desen, știi? Zici că e mireasă? Da. Da, ceva de genul ăsta. Dar arată bine. Uite, arată, uite o chestie aici unde poți să stai liniștit. Merită un 7. Nu merită asta un 7 niciodată. Merită un 10, 100%. Un 10, 100 la miliard merită. Nu mă lua cu 7, ok? Că 7 nu mai îmi sparge blocurile. E bine rău, războinică, auzi la Titi. S-a îndrăgostit, mă, Titi, de războinică asta. Da, lasă, hai să mergem. Și ne-a picat un castel, Titi. Un castel. Te pricepi prea bine la castele, din ce știu. Prea bine. Nu am cum să fac așa ceva? Vreau să nu fac așa ceva, nu știu să fac un castel? Cum adică nu știi, mă, să faci un castel? Dacă facem castel, ies definitiv? Bine, mă, Titi, hai că nu facem castel. E prima oară ever când... Doamne, hai altul. Bine, hai, trage tu atunci, dacă nu vrei castel. Bine, castel nu știi să faci. Dar oare Pikachu știi să faci? Da! Bine, dacă tu știi,
să faci Pikachu, fă Pikachu, frățiorul. Să vezi tu ce fac eu aici cu Pikachu-ul meu. Bă, îi dăm direct aici. O să fie mai greu puțin cu Pikachu-ul ăsta. Cred că trebuie să schimb canvasul ăsta, că nu e... Doar că vreau să facem puțin ceva mai diferit. Vreau să facem un Pikachu musculos. Un Pikachu ripped. Un Pikachu care să fie... Îi facem așa aici. Jab. Jab. Pikachu mare, rău de tot, sincer. Cu picioarele în partea asta, așa. 2-2-2-2-2-2-2. Cu obrajii roșii, că Pikachu știm că are obrajii roșii. Ochii negri. Jab. Jab. Facem și gura așa, jab. Mamă, ce Pikachu puternic! Sincer. Pikachu ăsta parcă e prea puternic. Îi dăm așa aici. Jab, jab, jab. Jab. Și... cred că arată bine. Pikachu. Bum. Bum. Uai, leu. Ținând cont că asta cred că e ultima, mă gândeam să fac o chestie. Să sparg tot peretele și să pice totul deodată la sfârșit. Goto! Mamă, dar bă, te-ai mișcat repede, rău de tot, sincer, bă, chiar te miști foarte repede, băi, domnule Titi. Nu știu de ce tot zic domnule Titi, că probabil ai 2 ani jumate. Niciodată nu te-am întrebat câți ani ai, dar nu vreau să-mi zici acum câți ani ai. Hai să vedem, deci fii atent. Bă, a picat peretele. Wow! Ăsta e capul Pikachu? Da? Da, arată bine, arată bine capul Pikachu. Tu ai făcut un pixel art aici, mă. Ai făcut un pixel art, un pixel art 2D. Așa ai făcut tu. Și ce? Da, arată bine, sincer, arată bine. Doar că te-am lăsat mai mult de 5 minute, te-am lăsat 7 minute, să știi. Eu pe al meu l-am făcut mai repede decât l-ai făcut tu. Uite, aici e Pikachu-ul meu. Ia, uite-l, așa arată Pikachu-ul meu. Ăsta de aici, ce părere ai? Îți place cum arată? Bă, 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 ce mă? Giga Pikachu, uite-te, are abdomen, are toate chestiile pe aici, are și buric, vezi? Îți place? Îți place rău? Wow, mă bucur să aud că îți place, sincer. Are și șorțul roșii, merită 10? 10 plus, așa de final, merită 10 plus, dar vreau să-mi zici tu mie așa la sfârșit de tot. Că bă, arată bine, bă, chiar arată foarte bine toate construcțiile pe care le-am construit, bine, mai puțin ale tale, dar... arată bine absolut tot. Vreau să-mi zici tu mie, bă, Titi, dacă ți-a plăcut concursul de construit așa în general. Ți-a plăcut? Mai vrei? Pe bune să mai facem? Dar nu acum, ho, câte mai facem? Că am făcut deja 9 construcții și tu ai renunțat la castel. Și tu ai vrut să facem castelul. Castelul, da, da. Ia uite-l cum stă acolo sus. Oricum cred că tu ai trișat, că ai hack-uri. N-am hack-uri, mă, Titi, sunt doar bun la construit. Ba da, asta l-am făcut în 5 minute ce ai văzut aici. Pikachu ăsta ai făcut în 5 minute. Da, Titi, ți-am mulțumesc frumos. Cred că poți să te duci la baie acum, că îmi tot ziceai în continuu că vrei să te duci la baie. Titi left the game. Bun, acum e timpul să vă arăt toate desenele pe care le-am făcut. Arată bine fiecare chestie. Arată decent și ce a făcut Titi. N-avem ce zice. Hai că arată decent. Mamă, cum arată turnul Eiffelul ăla. Le-am pus mai bine că acum arată așa. Deci am făcut mașină. Am făcut ceas automat care funcționează. Diamant, casă, turnul Eiffel. Am făcut fluture. Am făcut fermieră războinică. Fermieră, hai că fermieră. Femeie războinică și Pikachu. Sper că v-a plăcut episodul. Mie mi-a plăcut super mult, chiar l-am trolat rău de tot pe Titi. Vă doresc o zi în continuare și pa, pa!